și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată că rânduiala prea bunului și milostivului Dumnezeu, am încheiat un an bisericesc și o salva praznicilor împărătești, începută la 8 septembrie cu nașterea născătoare de Dumnezeu, deci cea vestită de Dumnezeu lui Adam și Eva, tu femeie vei zdrobi capul șarpelui, și mutată la cer, fiind Maica Vieții, într-o adormire, lumea nepărăsind, de Dumnezeu Născătoare, care mântuiește prin rugăciuni sufletele noastre. Deci astăzi, praznicul adormirii Născătoare de Dumnezeu este prilejul cel mai înălțător prin care Biserica Creștină lasă mărturie tuturor veacurilor cum trebuie să-și cinstească Fiul pe Maica Sa. Cum trebuie să-și cinstească Biserica pe Fica cea duhovnicească care a ridicat blestemul? Cum trebuie să-și cinstească Biserica pe cea mai înaltă decât cerurile? Cum trebuie să-și cinstească Biserica pe cea mai curată decât zorile și mai frumoasă decât dimineața? Cum trebuie să-și cinstească Biserica pe ceea ce a zămislit fără de sămânță, pe cea care a născut fără stricăciune, pe ceea care a adormit fără de moarte? Iată, după cum tradițiile spun, și nu cred că întâmplător a făcut ca această adormire a Născătoarei de Dumnezeu să fie întocmai ca și celelalte taine mai presus de fire și din rânduiala lui Dumnezeu, cel slăvit și închinat în cer și pe pământ, înainte de a adormi Născătoarea de Dumnezeu, după ce s-a predicat Evanghelia la toată făptura prin cei 12 apostoli, după timpul rânduit și oarecare vreme, i s-a arătat din nou Îngerul Gavril, care i-a adus tălpare, semn din cer, de împăcarea lumii cu Dumnezeu și a omului cu tronul dumnezeirii, și i-a spus că va fi luată la fiul său, după cum prorocul David cu 2000 de ani înainte a arătat, stătuta împărăteasa în haină prea înfrumusețată, aurită și prea împodobită. Deci era plină de vopselele darului, era plină de culorile Harului, era plină de razele Duhului Sfânt și a Sfintei Treimi și era plină de lumina și de strălucirea Soarelui Dreptății, întru care acel scaun, mitrasul, mai curat decât heruvimi și decât serafimi, au odihnit în chip adevărat pe Hristos. Deci iată, din pronia și lucrarea lui Dumnezeu, astăzi mama se cinstește de fiu. Din pronia lui Dumnezeu, astăzi mama se înalță la cinstea cea cerească și este adusă la rangul de împărăteasă. Împărăteasa rugăciunii, împărăteasa întrupată. Grigore teologul spunea că fiecare din cei aleși și-au luat daruri, dar Preasfânta Fecioară a luat plinirea darurilor. Deci prin zămislirea lui Hristos sau lui Dumnezeu cuvântul, ea s-a numit plină de daruri. Ezechiel spune, și am văzut și iată, era plină de mărire casa Domnului. Deci când vorbim de casa Domnului, nu vorbim de altceva decât de Preasfânta Fecioară, căreia i s-a spus tot prin proroci, cum arată și David prorocul, uite poporul tău și casa părintelui tău. Adică exact aceeași chemare sfântă despre care Mântuitorul mai târziu avea să spună, n-am venit să stric legea ce s-o desăvârșesc, cel ce iubește pe mamă, pe tată, mai mult decât pe mine, nu este mie vrednic. Iar când s-a ales această chemare înaltă și preasfântă, știm că împărăteasa rugăciunii, împărăteasa întrupată a fost zămislită și ea la rândul ei din stârpiciunea nenașterii de fia lui Achim și Ana, care la rândul lor, ajungând într-un altă rugăciune duhovnicească, vestindu-le se prin înger, au născut pe Născătoarea de Dumnezeu, deci dezlegându-se nerodirea pânteciului, deși bătrâni și vârstnici fiind ca Zaharia și Elisabeta ce nasc pe înainte mergătorul, și iată că floarea și rădăcina din toiagul lui Iesei se naște nestricată. Deci se naște împărăteasa rugăciunii, se naște zorile cele înalte, se naște Doamna Domniilor și puterea stăpâniilor și începătoria îngerilor și mărirea arhanghelilor. Deci iată cum spune în acatist și cum spune în canonul de rugăciune pe care vouă este lene uneori să-l citiți. Un lucru frumos care l-am ales și am zis că este bine astăzi să discutăm despre el legat în paralel cu praznicul. Iată că în clipa acestei vestiri înalte,
stai cu minte. În clipa acelei vestiri înalte, iată că Fecioara își înștiințează pe prietenele cele mai de aproape, adică pe acele mironosițe care au însoțit-o tot timpul, dar în aceeași ordine de idei, Dumnezeu continuă șirul minunilor într-o adormire a Preasfintei Maicii sale. Purtați pe nori de pronia divină, apostolii care predicau în toată lumea au fost răpiți și aduși pe norii văzduhului, să ajungă la casa din grădina Ghetismaniu, unde Fecioara Maria își petrecea cea mai mare vreme în rugăciune. După ce le-a vestit, după ce i-a binecuvântat, după ce le-a povestit, după ce le-a spus cele petrecute, după ce le-a arătat cum copacii se închinau, fecioarei și florile plângeau picurând lacrimi de bucurie. Deci nu picurau de jale, cum plângem noi la morți și ne sclifosim și ne rupem cămașile pe noi, ci plângeau pomii și florile de bucurie că cerul se împacă cu pământul prin ce? Nu numai prin ușa tainelor cea cinstită, nu numai prin năstrapa cea duhovnicească, ci prin faptul că firea omenească cea căzută, pentru a doua oară se ridică la starea cea din tâi, Fecioara Maria arătându-ne nouă ceea ce se spune de fapt în Evangheliile pe care le citim și nu le ascultăm. Toți deci se vor schimba într-o clipă. Nu toți vor muri, dar toți vor învia. Și într-o clipeală vor fi la judecată. Deci iată, Fecioara Maria face acea trecere scurtă din moarte la viață printr-o adormire. Nu ca Ilie răpit în car de foc, nu ca Enoch răpit la cer, ci prin adormire, mutându-se de la viața nestricăcioasă pământească și curată pe care a dus-o prin rugăciune și smerenie, iată roaba Domnului, la viața cea veșnică și nestricăcioasă de-a dreapta Sfintei Treimi, după cum mai frumos decât prorocul David nimeni n-a spus, stătuta împărăteasa de-a dreapta în haine prea înfrumusețată și aurită. Îngerii rămân mici și când spun că rămân mici față de Preasfânta Fecioară, vă spun că ea este oglinda preacurată a curăției. De ce este oglinda preacurată a curăției? Toți se întreabă, și ateii, și necredincioșii, și neoprotestanții, și sectarii, cum poate femeie să nască mai presus de fire și fără de sămânță? Iar mai departe, Ilie Miniat, într-un cuvânt frumos, arată, precum oglinda singură, fiind doar strălucitoare, cuprinde soarele nea și emană razele, așa și pântecele Fecioare a oglindit într-o smerenia și rugăciunea ei zămislirea lui Hristos. Zămislirea cea prea curată și fără de prihană, despre care ea vorbise și spusese mai înainte într-o smerenie. Nu este înșelare oarecând? Nu este aceasta ispitirea șarpului precum oarecând Eva în rai? Oare cum îmi vestești mie zămislire când eu nu știu de nuntă? Deci iată, bucură-te oglindă prea curată a curăției. Și mai departe, Icosul spune, semnul cel de mult preț a dumnezeieștilor descoperit. Vine Arhanghelul Gavril vestindu-i într-o stâlpare de finic și arătându-i că va rămâne veșnic curată, dar iată că ea mai mult decât atât, cum spune mai departe, este crin cu bun miros, căci n-a pierdut vădata viața cea prea frumoasă a fecioriei. Deci iată, rămâne pururi mirositoare și floare duhovnicească și crin neprețuit a grădinii lui Hristos. Mergem mai departe și spunem că și stăpânirile în fața Fecioarei se pleacă, ea fiind stăpâna și puterea și tăria credincioșilor. Deci cei ce se închină Fecioarei își primesc harurile cele dumnezeiești, după cum și în Paraclis arată, nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat. Deci iată harul născătoare de Dumnezeu, cel din destul revărsat. Toate acestea apostolii le știau. Toate acestea apostolii le cunoșteau. Toate acestea apostolii le-au trăit pe propria lor putere și tărie sufletească alături de Preasfânta Fecioară, de aceea acum vin în laude și în cântări și în mâhnire duhovnicească să petreacă despărțirea de Preasfânta Fecioară și prea binecuvântata Născătoare de Dumnezeu de pe pământ la cer. Și iată că în clipa când pregătesc patul de îngropare și merg în cântări duhovnicești ca să o pună în mormânt,
Prea neînțelepți iudeii și cei slabi la minte vin ca să răstoarne preasfântul pat, iar Arhanghelul Mihail cu sabie de foc vine și taie nevăzut mâinile acelui rău făcător, după cum despre Maica Domnului se spune, grădină încuiată în care șarpele satanii n-a putut vărsa o travă vinului purtător, veninului purtător de moarte. Deci așa cum necurăția lumii și nestricăciunea și necurăția și slăbiciunea și putreziciunea lumii și a firii omenești n-a putut să pervertească, n-a putut să străbată, n-a putut să penetreze starea ei sufletească, rămânând pururea împărăteasa rugăciunii, rămânând rugăciune întrupată, rămânând purtată de înger, hrănită de arhanghel, trăită în Sfânta Sfinților sub harul și mila lui Dumnezeu, de data aceasta rămâne grădină încuiată, păzită de sabie de foc. Și heruvimul oarecând păzea gura raiului și ușa și poarta să nu mai intre nimeni oarecând până la intrarea lui Hristos, până ce văpaia se va lua și pomului vieții se va deschide puterea spre înflorire. Și iată că ea este în același timp rai care a înflorit pe pomul vieții. Rai care a odrăslit floarea nestricăciunii. Sunt cuvintele din Acatist pe care le citiți și vă gândiți la mâncare. Sunt cuvintele înalte pe care Sfinții Părinți le-au rânduit în laudele lor duhovnicești, născătoare de Dumnezeu. Dar iată că din pronie dumnezeiască, rânduindu-se ca unul din cei 12 să lipsească, Toma întârzie nefiind de față. Ioan, evanghelistul, s-au numit și supra-teologul, deci Ioan teologul, ținea cățuia cea duhovnicească, arătând binecuvântarea și înfierea darului dumnezeesc, iată, fiule, mama ta, bucură-te, năstrapă duhovnicească, bucură-te, cadelniță de aur care-i ținut cărbunele dumnezeesc. Și iată, feciorelnic fiind, el ține cadelnița de aur în mână, preînchipuind binecuvântarea și legătura între feciorie și harul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Iar Petru lui se cuvine să o pună în mormânt, și așezând prea cinstitul ei trup cu sfântul ei pat și acoperind mormântul, iată că apare și Toma întârziat. Dar la fel din pronie dumnezească această întârziere a lui Toma rămâne ca mărturie că atunci când îndoiala lui vine din nou, nu pentru a lui necredință, ci în mâhnirea lui sufletească se gândește de ce oare s-a întâmplat același lucru ca și la înviere. Dar nu întâmplător și iarăși ispitește, arătându-ne nouă două lucruri minunate. Spune Hristos către Toma: Tomo, ai crezut că ai văzut. Iată că de data aceasta Toma din nou vine și spune: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, pentru că el din nou cere vederea și deschiderea mormântului. Și spre marea mirare și spre marea putere de lucrare gânditoare, că trupul ei mutat la ceruri, în chip negrăit, în chip negândit, în chip neștiut, nu mai este în mormânt și rămân giulgiurile și rămâne brâul și haina născătoare de Dumnezeu, deci acea învelitoare sau acea pânză, deci care era pusă pe patul de adormirea născătoare de Dumnezeu, iar Maica Domnului pleacă la cer îmbrăcată în haina de aur a credinței, în haina prea înfrumusețată cu lanțuri împodobite, arătând nenumăratele virtuți ce se legau una de alta, bucură-te cea plină de daruri. Și atunci sărută Sfânta năframă, Sfânta acea rămasă pânză, deci a patului de adormire, și începe să plângă. De ce? Pentru că nu s-a învrednicit a săruta mâna născătoare de Dumnezeu. Nu s-a învrednicit a se atinge de trupul născătoare de Dumnezeu, care în clipa adormirii a vindecat orbii, a vindecat bolnavii, a vindecat paraliticii și a luat binecuvântarea dumnezeiască a facerii de minuni, după cum spune mai departe, izvor de curgerea darurilor cerești ce a dat-o biserica în cântarea de la strană. Zice, lună care în strălucirea ta se închină ca o împărăteasă tăinuitoare,
în corul stelelor celor tăimite. Nimeni dintre sfinți vreodată n-a adus cântări îndeajuns născătoare de Dumnezeu. Nimeni dintre oameni n-a găsit cuvinte potrivite născătoare de Dumnezeu. Nimeni dintre pământeni n-a găsit răspunsul cel adevărat. De aceea toți sfinții părinți spun, cine este aceasta? Este soarele, că s-a încununat de razele dumnezeiescului dar. Este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Soarele se întunecă la adormirea născătoare de Dumnezeu, dar nu se întunecă pe cer cu strălucirea, ci se întunecă în slava lui cu slava născătoarei, pentru că soarele în călătoria sa pe cer nu este înconjurat de cântecul îngeresc, nu este înconjurat de darul cel duhovnicesc al întregii veselii de taină. De demult David sălta în fața chivotului. Mai târziu fecioarele cântau cu făclii aprinse la ușa templului, că cea de 3 ani se dăruia bisericii, iar acum îngerii de față și însuși fiul său vine să ia sufletul născătoare de Dumnezeu și, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, pentru a nu o prea înfricoșa la trecerea vămilor văzduhului și de a fi alături de ea pentru bucuria și pentru dragostea de mamă. Deci simte ca un fiu față de mama sa să o protejeze de acea spaimă a vămilor văzduhului, nu că s-ar fi temut împărăteasa heruvimilor și a serafimilor, ci pentru ca să nu-i înmulțească durerea și mâhnirea pe care a suportat-o ca o sabie în timpul patimilor învierii și morții lui Hristos. Deci iată cinstea de mamă, de aceea îi să-și spune mama noastră cea duhovnicească sau biserică plină de dar dumnezeiesc. Îi se mai spune cer care au drăslit pe soarele dreptății. Îi se mai spune crin care n-a pierdut albeața cea prea frumoasă, deci cum am spus. Iată această consemnare a dormirii născătoare de Dumnezeu, fie că din pronie dumnezească sau din rânduire îngerească, n-a fost consemnată de vreun apostol în Sfintele Scripturi. N-a fost consemnată de vreun evanghelist în scrierile sale. Dar rămâne adevărată mărturie că cei 12 apostoli au însoțit trupul născătoare de Dumnezeu până la mutarea la cer și au fost martori acestei adormiri și acestei mutări prea binecuvântate în care ei au propovăduit lumii întregi. Deci adormirea născătoare de Dumnezeu și cinstea născătoare de Dumnezeu cu care a fost încununată din lucrarea Stăpânului. Puterile se izbesc neputincioase în fața adormirii născătoare de Dumnezeu, care rămâne zidul cel nebiruit al bisericii. Nici o rugăciune, nici o închinare, nici o slavoslovie a bisericii nu este lipsită să nu fie încununată cu una din binecuvântările și măririle născătoare de Dumnezeu. De aceea întâlnim și în Sfânta Liturghie pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântare cinstind-o s-o mărim, mai ales pe Preasfânta Curata, Prea Binecuvântată, Slăvita Stăpâna noastră Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria. Apoi întâlnim în toată vremea și în tot locul Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi sau mântuiește-ne pe noi. Dar iată că aceste laude n-au fost aduse Născătoare de Dumnezeu pentru a fi mai sus decât Fiul Său, pentru a fi mai înaltă decât trăimea, pentru a fi mai înaltă decât dumnezeirea, ci pentru a arăta lumii întregi că femeia căzând în păcat, femeia a deschis ușile darului, a deschis ușile luminii, a deschis poarta cea încuiată pe care a văzut-o atunci cum arată Isaia la prorocii și pe care n-a intrat nimeni decât și-a intrat, cum spune mai departe, aceasta este poarta Domnului. Deci a intrat și a ieșit și ea a rămas încuiată. Este poarta fecioriei și a biruinței mai presus de fire. Zămislire fără de sămânță, naștere fără de stricăciune și moarte fără adormire. Deci iată întru câtă putere se oglindește împărăteasa și începătoria mântuirii a toată lumea. Doamna Domnilor și înaltă stăpână, mai înaltă decât cerurile,
Heruvimii și Serafimii devin neputincioși în fața Născătoarei de Dumnezeu, neputând primi văpaia și înțelepciunea puterii dumnezești, iar ea primind în pântecele ei pe însuși zvorul înțelepciunii și pe însuși zvorul cel mai presus de gândire sau de putere gânditoare a focului dumnezeiesc. Scaunele cele însuflețite ale puterilor cerești, care primesc și odihnesc pe Dumnezeu cel gânditor, rămân neputincioase în fața scaunului însuflețit și pântecelui stăpânei. Și spune, pântecele tău mitras s-a făcut. Pântecele tău, mitrasul tău, scaun s-a făcut. Scaun de heruvim și de serafim. Pentru că ținea foc și înțelepciune dumnezeiască. V-am spus aceste lucruri mai întâi de toate. Și am încercat să le amintesc, deși nu au prea mare legătură cu praznicul de astăzi, fiind vorba de adormire, ca să vedeți că cinstirea și adormirea Născătoarei de Dumnezeu este în primul rând cinstirea cu adevărat a Bisericii celei tainice a lui Iisus Hristos. Mai întâi de toate, Iisus Hristos a venit în lume într-o arătare, luând chip de rob, nu cu nălucire înfricoșându-ne, ci dând adevărată tămăduire trupului și sufletului, zicând, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Aceasta este o porțiune din rugăciunea pe care o spunem noi la Sfințirea Aghiazmei înainte de invocarea Duhului Sfânt. Deci iată, Mântuitorul Iisus Hristos vine să ia chipul robului, vine, cum spune Atanase cel Mare, lăsând împărăția și scaunul dumnezeiesc și luând chip de om, lăsând cinstea împărătească Tatălui mai înainte de toți vecii, lăsând cinstea împărătească Sfetnicului de mare sfat, lăsând cinstea împărătească cuvântului din veac, după cum spune și prorocul David în psalm, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui puterea lor. Dar iată că cuvântul întrupat, cuvântul arătat, cuvântul venit între oameni și deșertat, se arată prin Preasfânta Fecioară lumii întregi și cum Maxim Mărturisitorul spune, de s-ar fi împietrit inima Născătoare de Dumnezeu a neprimirii cuvântului, de s-ar fi împietrit lucrarea Dumnezeirii prin uneltirea Satanei, Dumnezeu ar fi pierdut lumea de 1000 de ori și rău nu i-ar fi părut dacă Născătoare de Dumnezeu și-ar fi smintit lucrarea din veac poruncită și prorocită, femeie vei zdrobi capul șarpelui. Astăzi, în adormirea Născătoarei de Dumnezeu, cei din tâi care se bucură sunt Adam și Eva. Ei stau în rai și așteaptă venirea Născătoarei de Dumnezeu de-a dreapta Stăpânului să pună cuvânt de mângâiere, să pună cuvânt de îndreptare, să pună cuvânt de biruință și să-i spună treimii, greșita Eva oarecând, dar s-a căit prin sângele și prin sămânța sa. S-a căit și s-a pocăit și s-a ridicat la starea cea din tâi, prin jertfa sa și prin așteptarea sa și prin umilința sa, că a stat în străfundurile iadului și a stat și a văzut întunericul morții, și-a văzut stăpânia diavolului peste lume și peste om și peste suflet, dar în același timp a simțit în toată vremea puterea strălucirii stelei lui Iacov, puterea strălucirii toiagului lui Aron, a rugului din Sinai, a tablelor duhovnicești, a porumbiței lui Noe, a stâlpării de crin, a ramurei de măslin, a semnului împăcării cu Dumnezeu. Și Eva vine oarecând închinându-se treimii și în aceeași clipă fiicei ei și nepoatei spunându-i, îți mulțumesc împărăteasă, deși este nepoată-i să închină ca unei stăpâne, pentru că Eva din neascultare greșește și cade în moarte, iar împărăteasa prin ascultare devine împărăteasa împăratului. Deci devine în aceeași egalitate cu Fiul Său, nu după ființă, ci după dar, cum spune Duhul Sfânt în psalm, toți sunteți Dumnezei și fii ai Celui Preanalt. Depășește pe toți zeii, depășește pe toți mari antici pe care îi pomenește mai departe Ilie Miniat în predica sa, pe Venus, pe Neptun și pe toți ceilalți, depășește pe regina Sava ce se închină lui Solomon cu daruri preanalte. Și vine și se închină împăratului celui ceresc, înțelepciunii cei din veac, izvorâte și negânditoare,
cu cel mai mare și mai prețios dar, darul fecioriei. Vine și se închină cu darul curăției. Vine și se închină cu darul smereniei. Vine și se închină cu darul ascultării și în același timp vine și se închină cu darul iubirii de Dumnezeu. Deci iată câte învățături pot să revină dintr-o singură închinare. De aceea și noi când ne rugăm, nu putem ca să nu spunem Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De aceea când ne rugăm, nu putem spune și nu putem altfel să o lăudăm decât pe Stăpâna Lumii, într-o cântări cinstindu-o să o slăvim. În cuvinte nu putem vorbi pentru că Întunericul nu este în măsură să vorbească de lumină. În laude nu putem vorbi pentru că Harul nu se amestecă cu stricăciunea. În păreri și în gândiri omenești nu ne putem înălța laude Născătoare de Dumnezeu, pentru că ritorii cei fără de glas au rămas muți ca pește și n-au știut să vorbească taina întrupării tale. N-au știut ca să vorbească taina puterii celei mai presus de fire. N-au putut ca să vorbească și să arate zămislirea cea mai înainte, închipuită, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. N-au fost ritorii cei fără de glas în măsură. Au căzut idolii nerăbdând tăria ta. Și cum spune mai departe, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Deci în aceeași clipă în care este mireasa Tatălui, este și fecioara Tatălui. În aceeași clipă în care este și Maica Fiului, este și mireasa Duhului Sfânt. Nu și-a ales Duhul Sfânt un pântece murdar, ci și-a ales un pântece curat, scaun de heruvim și de serafim. N-a ales un pântece îmbuibat, n-a ales un pântece stricat, n-a ales un pântece leneș și trândav la cele lumești, după cum și în Evanghelie spune, Marto, Marto, te silești și de multe te grijești, cozonaci îți rânduiești și trebuie să le lași să le iei pe cele sufletești, căci Maria partea cea bună și-a ales. Și partea aceea nu se va lua de la ea. De ce nu se va lua de la ea? Pentru că și Marta muncind asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că îi se părea că e prea zăbovită și grăbită, venea și îi spunea, pune-o și pe ea ca să-mi ajute, ca terminând mai repede să ascultăm amândoi. Lucrarea și rugăciunea la un loc merg, dar în Dumnezeirea și iluminarea cu lucrarea nu mai merg. Maria, partea cea bună și-a ales, și stând la picioarele Lui, asculta cuvintele Lui Iisus. Deci iată cuvintele Lui Iisus, acestea sunt, de mă iubește cineva pe mine, să se lepede de sine și să se acruce așa și să urmeze mie. Ascultă, fiică, și vezi și uită poporul tău și casa părintelui tău. Și uită frumusețea ta, și uită toată legea ta și neamul tău, că a ales împăratul frumusețea ta, spune în Poleleu mai departe. A ales împăratul să se sălășluiască în pântecele tău curate. A ales împăratul să pună în dreapta Sfintei Treimi haina ta de aur și înfrumusețată. A ales împăratul să pună la cinste darurile tale cele înalte, ca să arate lumii întregi odată pentru totdeauna, că din ușa iadului femeia s-a făcut ușa raiului. Să arate că din ușa morții s-a făcut ușa vieții. Din floarea stricăciunii s-a făcut floarea nestricăciunii. Din năstrapa care ardea cărbune omenesc și sânge și untură de taur s-a făcut năstrapa cea duhovnicească care ardea cărbunele dumnezeiesc și mireasma mirosului cel cu bună mireasmă. Deci iată Născătoarea de Dumnezeu vine astăzi să spună întregilor Marii să fie împărătese. Vine Născătoarea de Dumnezeu să spună astăzi tuturor Mariilor să se facă scaun de heruvim și de serafim în rugăciunea lor și în viața lor. Vine să le spună să cinstească acest nume alcătuit din slove dumnezeiești, care preînchipuiesc feciorie, curăție, înțelepciune, putere, mărire și în același timp smerenie. Vine să ne arate lumii că aceste împărătese mai mici purtătoare de viață trebuie să urmeze Împăratului Hristos prin ascultarea de biserică și în același timp prin supunerea poruncilor a voii lui Dumnezeu. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Vine să arate lumii întregi și cum spune și în Paraclis, că mute sunt buzele ce nu se închină slăvite icoane sugrăvite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Deci este Evanghelistul și Apostolul care a stat la căpătâiul Născătoarei de Dumnezeu încă de la
Deci, încă de la venirea în lume a Fiului și Mântuitorului Iisus Hristos cel întrupat, care vine în activitate mesianică, apoi se răstihnește și înviază și se înalță, iar Fecioara rămâne pururi între cei 12 apostoli, iar apostolii în puterea și în dragostea lor îi se închină în daruri și în cântări duhovnicești, zugrăvindu-i sfânta icoană, așa după cum sufletul și inima lor gândește. Și iată, de aceea spun, și pentru cei ce nu respectă pe Născătoarea de Dumnezeu, să nu creadă că îi știrbesc cu ceva mărirea, să nu creadă că cel care, dorind să răstoarne patul cel duhovnicesc și a rămas cu mâinile tăiate până s-a pocăit, că cei care îi răstoarnă cinstea și demnitatea de împărăteasă nu vor rămâne cu sufletele tăiate de la mila lui Dumnezeu și aruncate în focul veșnic. Nimeni nu va putea să pună mărturie, nimeni nu va putea să șadă pavăză și armă și zid nebiruit în fața dreptății Fiului față de Născătoare de Dumnezeu, de cei ce hulesc acest nume mare și sfânt Maria, de cei ce hulesc acest rod preodrăslit, această porumbiță duhovnicească, acest toiac duhovnicesc, această năstrapă sfântă și înaltă și în același timp acest soare și rai al dreptății. Deci fie că acest praznic duhovnicesc despre care povești cu babe nu mai putem spune, fie că acest praznic duhovnicesc în care Născătoarea de Dumnezeu, fiind Maica Vieții, se mută la viața de sus, sau cum se spune, se duce la izvorul vieții, cel pururea curgător și de viață dătător, să râurească zilnic sau veșnic nouă izvoare de apă vie și să preaslăvească și să mărească biserica prin toate harurile și prin toate minunile și prin toate binefacerile pe care le iau drept măritorii creștini, cei ce se închină cu evlavie și citesc rugăciune către Născătoare de Dumnezeu, paraclis către Născătoare de Dumnezeu, acatist către Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce o cinstesc adorându-i icoana, pe cei ce o cinstesc aprinzându-i candela, pe cei ce o cinstesc purtându-i numele și în același timp pe cei ce o cinstesc urmându-i viața. Deci să facă Dumnezeu cel milostiv întru toate ca acest prilej și acest popas duhovnicesc care astăzi în întreaga Moldovă îmbracă haină de sărbătoare, zeci de biserici care poartă hramul adormirii Născătoare de Dumnezeu, mănăstiri care poartă hramul adormirii Născătoare de Dumnezeu și frumoasa ctitoria Putnei, unde Ștefan, într-o adormire veșnică a neamului românesc, dar într-o înviere și viață și în nădejde veșnică, zidește această frumoasă mănăstire cu hramul adormirii Născătoare de Dumnezeu, unde după înălțarea neamțului, adică a Mântuitorului Iisus Hristos, hramul mănăstirii neamțului, vine și hramul Născătoarei de Dumnezeu la mănăstirea Putna să șadă ca un sceptru al întregii Moldovei, că Fecioara nu părăsește neamul românesc și în același timp Fecioara stă veșnic de strajă la ușile bisericii, la ușile inimii, la ușile gândului, la ușile minții, dar în același timp Fecioara vine și mustră. Să nu-mi fie mie vestire cumva cu viclenie, să nu fie cumva înșelare ca oarecând, să nu fie cumva oare mie vestire de dulceață și de zămislire când eu nu știu de nuntă, să fie și în mintea noastră la fel, ca nu cumva să se zămislească sau să se zădărnicească și să încolțească vungând năstrușnic, cum mai spun unii și mai spun alții, arătând despre Născătoarea de Dumnezeu că a mai avut naștere de fii, că a mai avut bărbat, că a mai avut nepoți, că a mai avut strănepoți și toate celelalte. Nu putem în cuvinte și în cântări duhovnicești să o lăudăm, decât cum spune mai departe în paraclis și cu aceasta închei, Fecioară mai înaltă decât cerurile, mai curată decât zorile, mai frumoasă decât dimineața, mai strălucitoare decât razele soarelui, mai fierbinte decât cărbunele din năstrapa de aur, mai mirositoare și mai duhovnicească decât mireasma cu bun miros, pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, întru cântări să o cinstim. Amin.